Peste 300.000 de credincioși sunt așteptați la cel mai mare pelerinaj din estul Europei. Cu ocazia sărbătoririi Sfintei Cuvioase Parascheva, autoritățile publice locale din Iași au intensificat măsurile de siguranță pentru un pelerinaj pașnic și sigur. Ca în fiecare an, alături de jandarmii ieșeni vor fi și cei din Bacău. Te pregătesc cu toată unitatea ca în fiecare an, având în sprijin și în scop de învățământ pentru a transmite celor care urmează să intre în rândul jandarmilor, elevi de la Școala Militară de Suboficeri Pălticeni, colegi de la Inspectoratul de Jandar Județean Iași și bineînțeles că la această misiune care se desfășoară în sistem integrat avem cooperarea, sprijinul ca la toate marile evenimente și nu numai, a Inspectoratului de Poliție Județeană și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a Poliției Locale și, bineînțeles, organizator Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Nu trebuie să pierdem din vedere celelalte zone în municipiul Iași și chiar în județ, traseele de deplasare ale pelerinilor, astfel încât am constituit dispozitive de ordine publică și de poliție rutieră. Vom instala în zona metropoliei și pe culoarele pelerinilor dispozitivul de intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical, format din personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență în colaborare cu UPU SMURT Sfântul Spiridon, Serviciul Județean de Ambulanță și voluntari de la Crucea Roșie România, filiala Iași. De asemenea, pe tot parcursul evenimentului, pe lungimea culoarelor de pelerini, vom asigura cu echipe mixte personal ISU și personal voluntar din cadrul ISU, echipe care vor acorda primul ajutor medical și vor conduce persoane care au nevoie de asistență medicală la punctele medicale avansate care sunt amplasate în spatele metropoliei. Măsuri intensificate au fost luate și în privința verificării alimentelor comercializate în această perioadă de sărbătoare. Autoritățile competente verifică riguros produsele alimentare. La nivelul prefecturii am dat și un ordin în așa fel încât instituțiile deconcentrate, și fac aici referire la DSVSA, la OPC, DSP, ca și în anul 2022, să facem acele verificări în afara zonelor constituite în jurul mitropoliei, în acele zone unde se comercializează diverse produse alimentare și nu numai. Autoritățile publice locale îi asigură pe credincioși că pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană din Iași se va desfășura ca în fiecare an într-un mod pașnic și în condiții de siguranță.